Imagini incredibile, iată, cu Ana Maria Prodan ieșind de la INML, are mâna și piciorul în ghips după bătaia în stradă cu Laurențiu Reghecamp. La INML acolo va ajunge și antrenorul Reghecamp, care aseară a avut petrecerea de botez a fiului său. Victor Vreme transmite în direct de acolo, ne spune ce se întâmplă, ce s-a întâmplat la ieșirea Ana Maria Prodan din sediul INML. Te ascultăm, Victor, bun găsit! Bine v-am găsit, vorbim într-adevăr despre informații de ultimă oră, asta pentru că în urmă cu puțin timp Ana Maria Prodan a ieșit de aici, de la Institutul Național de Medicină Legală, unde și-a eliberat și și-a luat certificatul medical în urma bătăii pe care a avut-o cu încă actualul ei soț, Laurențiu Reghecamp. Ei bine, vedem și informații de ultimă oră asta pentru că acum, la mai bine de 48 de ore după acest scandal, vedem că Ana Maria Prodan are piciorul în ghips, atenție, dar are și mâna stângă imobilizată într-un ham din acela special. Înțelegem că există și probleme la nivelul umărului, care este și el totodată imobilizat. Iată că, deși după ce a fost acest scandal, a mers la audieri, când a ieșit Ana Maria de la audieri, aceasta părea să fie ok. Nu avea absolut nicio problemă, era în regulă și putea să meargă singură. Însă astăzi, când a ieșit aici de pe porțile acestea, era însoțită de o bună prietenă care a venit aici cu ea pentru a o ajuta, pentru că altfel nu putea să se deplaseze singură. Tot aici la INML trebuie să ajungă din minut în minut și Laurențiu Reghecamp, pentru că și el are să își elibereze și să își ia acest certificat medico-legal pentru a vedea și el ce îngrijiri are nevoie. La el însă lucrurile sunt mai clare, cel puțin pentru noi, asta pentru că există deja poze și am văzut cu toții că are ochiul stâng învinetit după pumnii pe care i-a primit de la încă actuala lui soție. Vă spun însă că există și dosare penale care vedem acum că se complică, pentru că există și foarte multe vătămări corporale și asta înseamnă că cele două dosare penale, unul împotriva celuilalt din partea celor doi soți, impresarul și antrenoarea, dar și dosarul finului Ana Maria Prodan împotriva lui Laurențiu Reghecamp, vor avea acum noi probe și va trebui ca ancheta să se miște mai rapid, însă vorbim și despre foarte multe plângeri pe care Ana Maria Prodan le-a făcut încă de la începutul acestui an, în luna februarie, pentru atenție a obține acele ordine de protecție provizorii pe care cei doi le au în aceste momente în vigoare. Noi rămânem aici, o să revenim cu informația asta, pentru că cei doi urmează să ajungă astăzi, înțelegem, și la o judecătorie pentru a ajunge într-adevăr față în față. Oricum, săptămâna aceasta, pe 28, vor ajunge și la procesul de divorț, deci se vor întâlni oricum din nou după această bătaie. Bun, avocatul Cosmin Bolosin alături de mine și colegul meu Marius Niță, vă salut, domnule avocat, referitor la acele ordine de restricție pentru 5 zile, explicați-ne un pic cum vor evolua lucrurile, pentru că vor interveni probleme când va trebui să fie văzut copilul, judecătorii automat prelungesc din oficiu sau pot anula acele ordine de restricție în cazul celor doi? Da, după cele 5 zile care s-a dat acest ordin provizoriu de către poliție, va fi sesizată instanța judecată pentru ambele părți. Atenție, pentru ambele părți. Există două variante. Ori ambele părți pot să vină să-și retragă ordine de protecție unul față de altul, ori instanța poate să emită acele ordine de protecție, atenție, dar poate să treacă peste acel program de vizitare, în sensul că va permite părților, sau cel puțin domnului Reghecamp, să meargă să viziteze copilul la, mă rog, în fața că porții sau, mă rog, altceva, ca să nu intre în contact cu doamna Prodan. Sunt nenumărate spese în care se acordă acest drept chiar dacă ai ordine de protecție. Asta nu împiedică cu absolut nimic ceea ce se va întâmpla în continuare. Însă, ceea ce văd eu aici la IML, dacă îmi permite să comentez acest aspect, am văzut când doamnei Prodan a luat interviu, chiar noastră, după ce a fost la poliție acum câteva zile, nu se vedea cel puțin în acel interviu să fie lovită cum este acum. Medicii vor trebui să stabilească în primul rând, în baza certificatului medico-legal, dacă există legătură de cauzalitate, atenție, între lovirile primite atunci și rănile, presupusele răni care sunt în momentul de față, fiindcă trebuie să fie o legătură clară de cauzalitate. Nu știu dacă de pe filmări se văd aceste lovituri sau aceste răni, sau au apărut mai târziu, ulterior
săvârșirii faptului. Aici va fi o chestiune care vor stabili cu siguranță polițiștii, procurorii, coroborat cu certificatul medico-legal. Fiindcă, atenție, nu certificatul medico-legal duce automat la trimiterea în judecată a unui inculpat, ci trebuie coroborat cu alte probe. Și ca o chestiune foarte interesantă, ceea ce vă spun eu acum, este că la astfel de fapte penale, în spete de lovire, care este vorba de o lovire între soț și soție, împăcarea, retragerea plângerii nu mai este posibilă. E chiar dacă doresc să retragă plângerea unul potriva altuia, cât timp există plângere penală depusă între lovire între soț, de acum 2 ani de zile codul penal s-a modificat, fiindcă multă lume nu știe acest lucru, și nu mai pot să retragă plângerea unul față de altul, pentru violența în familie. Bun, Marius, ce vedem mai departe în cazul celor doi? Marius, mă auzi? Două zile Ana Maria Prodan nu a menționat absolut nimic, care avea vreo durere, fi s-a întâmplat ceva în urma acelei altercații. Păi ce să urmeze, dacă au acum aceste ordine de restricții, cei doi își vor continua războiul? Asta e curios, adică se vor opri, crezi? Sau că, nu. Iată, Ana Maria Prodan cu piciorul în gips. Acum ne-am tot uitat pe filmulețul ăla, în momentul în care s-a dezechilibrat și-o fi sucit glezna, nu contestă nimeni. E posibil din ce da, e posibil, uitat. Le urăm sănătatea amândurora, atât fizică și mai ales mentală, că iată la ce s-a ajuns din cauza geloziilor sau eu știu ce lucruri, ajung să-și rupă mâini picioare și își fac familia de rușine, așa cum spunea chiar și ea, Ana Maria Prodan. Lucrurile astea se vor termina, dar cred că peste câțiva ani, atunci când Ana va conștientiza și va accepta ideea că l-a urpa la revedere, atunci când ea își va găsi fericirea cu adevărat și își va trăi bătrânețile liniștite alături de omul care să o iubească și care să o merită. Bun, domnule avocat, în cazul celor doi, procedural, adică dacă nu există plângeri mai departe, de o parte sau de alta, sau dacă se vor retrage, de exemplu, ce se întâmplă exact? Deci dacă nu există plângere, nu poate începe urmărirea penală. Vreau să vă informez că urmărirea penală, în astfel de fapte penale, este la plângerea prealabilă a părților pătămate. Eu cred că nu există plângere penală în momentul în care tu te-ai scot un certificat medico-legal. Păi e un nonsens. De ce ai scot certificat medico-legal dacă n-ai depus plângere? Ei, m-ați întrebat dacă vor depune plângere. Da, dacă va fi această plângere penală care, atenție, se poate depune în legal de 90 de zile. Deci de vineri poți să depună 90 de zile oricând când crede cuvința acea plângere penală pentru infracțiunea de lovire, mă rog, și alte violențe. Dar v-am spus, intervine o chestiune foarte interesantă. Nu mai merge retragerea plângerii. Nu știu dacă avocații, sunt convins poate că avocații au informat acest lucru. Aici este vorba clar de faptul că plângerea penală depusă odată între soți, cât timp aceștia sunt încă căsătoriți, nu mai merge această retragere a plângerii, fiindcă s-a modificat codul penal acum 2 ani de zile. Deci retragerea plângerii nu mai uzitează în astfel de cazuri. Și încadrarea este perfect că nu mai pot juca cu autoritățile așa cum vor ei. Hai să ne mai facem o plângere, mai facem ce, ne mai amenințăm puțin și pe urmă ne retragem. Bun. Noi. Asta e timp în care... Numai dacă nu vor fi probe, vor merge pe clasare, retragere nu merge. Bun, Marius, domnule avocat, vă mulțumesc, urmărim bineînțeles ce se întâmplă, trebuie să ajungă și Laurențiu Reghecamp, înțeleg, acolo și o să vedem exact dacă declară ceva, ce se întâmplă exact, ce informații apar. A fost însă aseară, doamnelor și domnilor,